each other. Oh. Shit, get in the kids. Ну да я умер тихий фотогеник. Чувак, да, ну пойму на какой камера мне выйти. Парень потанция. Ну сами импортанция, чисто бати, комули. Ти ти зустинь. Ворбіш ти, вей! Ну стинкай, камера мене! Чинок публік! Вчора ми горе поліз за два часа? Да! Чи вресі ми горе поліз? Да! Хорошо, що в полі, де це поліз? Ну хай, яка юрос нам горе поліз? Хай! Дай мені камера. Куди все? О, хай запустили один раз. Я знаю, що я авторизатор. Один до того. Ти там. Пошла балкон, да? Лабабе. Колесо. Книгом опоритет. Книгом опоритет. Журнал. Telefone, da, ilegal, și au schimbat următorii pași, pur și simplu l-au liberat, șantajându-l. Feminist.
Tot am venit ca rău, nu o văd rău, dar eu văd un pic ca muia din anii 80, aici eu văd, anii 85, 89. Păi chiar dacă s-a văzut și, adică, mă rog, a fost crescut tot în, în familie din asta, comunistii care... Nu, 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 da, în perioada aceea cum erau tot foarte mulți emigranți ruși care și din armată și din asta, s-au format repede familie, toți erau educați în spiritul ăsta și toată lumea a uitat de România de asta, adică toți s-au ocupat de mișuri. Au auzit cineva un caz că a fugit toți soldați de câmpul de luptă de atunci, a spus că a fugit toată armata. Au auzit cineva că un profesor a bătut elevi la școală, toți românii erau răi și că se băteau. Sau nu, urea. Bă, dar și eu bine, și eu cu asta. Aurul, Sfintele Voronin, general de miliție, care stă călare pe arhivele Cagireului și nici n-are de gând să le deschide pentru public moldovnește. O să deschidem arhivele și o să scoatem la iveală toate fără de legile, toate ilegalitățile comise de foștii și actualii comuniști bolșevici, de foștii și actualii caghebiști. O să-i scoatem în prăjină și o să le interzicem pe viitor să mai acceadă la funcții publice, ba mai mult, de cei mai mulți dintre ei, o să-i tragem la răspundere penală, o să înfunde pușcăriile în locul găinarilor care de foame furau o gâscă. O să șadă ăștia care au persecutat oameni liberi. Jos cu ei! Lustrație! Au furat cu camioane, cu vagoane, cu pe libertate, s-au creat averi, au devenit milionari. Asta... Nu are probleme. Ce-a spus? Nu are probleme.
împotriva Unirii. De ce? Pe români le-au bătut. Cine? De ce am iertat? Păi după 40, cum te-au bătut unul? Păi nu pe mine, pe părinții mei sau pe bunei mei. Și de ce? Păi că n-au fost. Dar noi, spre cei care la ora 8 încă mai vin la servici, dar ne bucurăm că au deschis geamurile ca să se aerisească încăsările în care lucrează și ca să audă mesajul nostru. Suntem asociația Hyde Park, o asociație de cetățeni liberi, civică, care promovează libertatea cuvântului, dar și accesul la informație. Statul pe care îl ține cu impozite, îl ține cu votul său, îl ține cu prezența statistici. Noi, ca cetățeni liberi, vă cerem imperativ elaborați o lege a lustrației, un proiect de lege care poate fi sau cel al agriculturii, sau ministerul învățământului, sau ministerul justiției noștri, și ca să fie interzis prin această lege accesul în funcții publice pentru cei care au făcut poliție politică, au făcut parte din KGB, din FSB, din securitate și din acele funcții au persecutat și urmărit oameni nevinovați. Statul și țara în întregime au ținut-o în stagnare sau chiar au dat-o cu 60 de ani în urma civilizației europene. Trebuie să-i tragem la răspundere sau măcar să le interzice să ne mai conducă. Ăștia s-au constituit într-un clan mafios, nu clasă conducătoare. De ce să stea ca un gancer, ca niște paraziți în spatele societății, când am putea funcționa democratic, liber, cu oameni imaculați, sinceri, pregătiți profesional, care să ne conducă spre prosperare, spre libertate, spre mai bine. Vrem o schimbare și credem că schimbarea o va face legea lustrației. Cerem guvernului să pregătească acest proiect de lege, astfel, numai anul, chiar foarte curând, nu doar... Perfeito, com a cabeça numérica. Não. Vamos dizer.
Autoritar Voronin și intrăm în ilegalitate, în virtualitate. Pentru că am declarat că ăsta e ultimul protest, pentru că am lichidat oficial asociația Hyde Park și vom fi acum ca grup de inițiativă incomod pentru orice guvernare. Astăzi, la ultimul nostru protest, anunțasem că facem și o conferință de presă în aer liber. La ora asta trebuia să înceapă comunicarea noastră cu reprezentanții presei. Dacă aceștia ar fi catadixit, dacă le-ar fi permis patronii, cei financiari și politici, să vină să vadă un eveniment social, poate chiar politic, de maximă importanță. Cum însă presa n-a venit? Jurnaliștii stau comozi acum în birourile lor, poate chiar acasă, sau poate în birourile unor politicieni, cu gura căscată la ce spune toarșul proprietar de instituție media. Îi lăsăm să stea acolo, să moară în ignoranță și în comoditate, și noi îi declarăm complici ai acestui regim totalitar. Sunt la fel de inutili, nocivi societății, ca și securiștii, ca și polițiștii, ca și politicienii. Halal presă, halal miliție, halal KGB, halal politiciană Republica Moldova. O ducem atât de rău, mai ales din cauza voastră. Nu sunt duși cu interesul despre popor,
de personală au devenit, au devenit joacă comuniștii milionari, miliardari, joacă dictatură, joacă autoritarism, joacă statul polițienesc. Sus legea lustrației! Dar nu întotdeauna cetățenul are acces liber.